Cânărva din Pisăr. Aici am adus și câteva drapele a statelor care au fost lovite de acest uriaș roșu. Este vorba despre Georgia și mai nou de Ucraina. Am împățat un cort cu patru bannere pe care îl vor putea admira locuitorii municipiului Chișinău pe parcursul zilei de astăzi și de mâine. Aici, pe unul dintre aceste bannere se vede clar care sunt regiunile ocupate de Federația Rusă, și anume Crimea, DNR și LNR, cum îi spune, Donetsk și Lugansk, Transnistria și, bineînțeles, Osetia de Sud și Abhazia din Georgia. Acestea sunt regiunile care au fost ocupate și sunt ocupate în continuare de Federația Rusă. Trebuie foarte și foarte clar să spunem aceste lucruri. Aceste conflicte inventate, aceste pseudomotive sunt de fapt un pretext pentru a menține influența în zonă, pentru a menține influența în teritoriu, și apare exact în momentul în care aceste state își revendică dreptul de a intra în Uniunea Europeană, își revendică dreptul de a trăi în mod independent și de a decide singur soarta fără amestecul Federației Rusă în treburile interne ale acestor state. Așa s-a întâmplat și cu Georgia când a decis să adere la Uniunea Europeană, așa s-a întâmplat și cu Ucraina când a adoptat vectorul european, așa se întâmplă și cu Republica Moldova de fiecare dată când vrem să mergem cu pași ferm spre Europa, spre România, ne pomenim cu embargouri, ne pomenim cu producția noastră agricolă călcată de tractoarele Federației Rusă, ne pomenim cu interdicții de a intra în Federația Rusă, ne pomenim cu deportați de acolo, oamenii primesc deport, cum se spune, sunt alungați de acolo ca să nu mai poată munci, și tot soiul de mărșăvenii și de chestii care nu fac față unor două state care se respectă, nu fac față Federației Rusă. Chiar nu-și poate găsi un inamic pe potrivă, neapărat este să atace Republica Moldova. Este păcat acest lucru, este regretabil, dar vreau să subliniez încă o dată ca să nu existe niciun fel de interpretări. Noi respectăm etnia rusă, noi respectăm limba rusă, nu vrem să o interzicem, nu vrem să o scoatem în afara legii, nu vrem să fim dușmani cu Rusia, noi vrem să ne respectăm. Dacă cel mai simplu ar fi să spunem pe relație de reciprocitate, nu avem armată la ei să nu aibă nici ei armată la noi. Nu îi atacăm noi să nu ne atace nici ei. Îi respectăm noi să ne respecte și ei. Niciodată nu au fost aruncate pietre în această ambasadă, niciodată nu au fost înjurați aici etnicii ruși sau ambasada rusă, niciodată. Din păcate, aceste lucruri nu se respectă în sens invers, pentru că în Transnistria cei care vorbesc românește, cei care se identifică drept fiind români, cei care vor să facă parte din Republica Moldova, sunt considerați ilegaliști, sunt considerați provocatori și au de suferit, din păcate. Salutăm prezența aici a reprezentanților veteranilor războiului de pe Nistru. Este vorba despre Ghenadi Cosovan, căruia vreau să ofer cuvântul pentru a vă relata ce înseamnă să fii combatant, ce înseamnă să ai inamicul în față și după aia 25 de ani să-ți vezi teritoriul pentru care ai luptat, să-l vezi ocupat. Domnul Cosovan, vă rog. Stimați compatrioți, onorată asistență, astăzi suntem aici să spunem un nu forțelor de ocupație ruse aflate pe teritoriul Republicii Moldova. O spun și am spus-o începând cu anul 1992. Anume, în acel an sângeros, noi am fost loviți cu gloanțe, cu obuze, cu aruncătoare de mine, de așa zișii frați mai mari. Ne-au mărât cuțitul, chenjalul în spate. Ne-au atacat în cel mai crud mod. Anume, când Republica Moldova era primit în Organizația Națiunilor Unite, atunci a fost declanșat acest război. Eu până astăzi port în mâna mea un cadou din partea fraților ruși, o schijă dintr-un obuz. Și nu o să o scot niciodată ca amintire cum s-au comportat ei cu peste 300 de camarazi ai mei care au căzut pe câmpul de luptă, cu peste 20.000 de refugiați din stânga Nistrului care au lăsat casele, gospodăriile și au plecat, cine în România, cine au rămas în partea dreaptă a Nistrului, cine s-a dus în Uniunea Europeană. Eu niciodată n-am să uit atacurile asupra pământurilor camaradilor noștri din Cocieri, din Corjava, din Varnița, care iarăși în mod mișelește, după
așa zisul tratatul rușinos din 92 de încetarea focului, le-au fost sechestrate iarăși de forțele separatiste, teroriste. Și acum uitați-vă că noi, Moldova, ducem tratative cu ei să ne dea accesul la pământurile acaparate, la proprietatea privată, care este cea mai sfântă în toată lumea. Acum ei ne înaintează condiții, dar legislația Republicii Moldova, organele de drept, până acum n-au pornit dosare penale pentru faptele că anual din bugetul Republicii Moldova sunt transferați la acești fermieri 16 milioane de lei. În loc acești bani să vie la camarazii noștri invalizi de război, la mamele celor căzuți, la văduvele, noi astupăm găurile formate artificial de către separatiștii transnistreni. Noi vedem că și astăzi ei zămislesc pe luna, sfârșitul lunii iunie, iulie, manevre militare, iar cu forțarea râului Nistru, fără a-și cere voie, fără a cere consimțământul de la autoritățile Republicii Moldova. Noi vedem atacul războiului hibrid, care nici până astăzi nu s-a încetat pe teritoriul Republicii Moldova. Am văzut atacul asupra sistemului bancar, am văzut discreditarea clasei politice basarabene. Și acum ei nu ne dau voie nouă să ne croim singur soarta, să ne unim, să ne reîntregim țara cu România mare. Iarăși ne pun piedici și ne creează diferite structuri și diferite regiuni secesioniste. În 1804, în războiul ruso-turc, și în 1812, noi am fost aliații rușilor, deoarece suntem de un sânge, suntem de o credință ortodoxă creștină. Însă ce am primit noi, batalioane întregi de basarabeni, de moldoveni din România, de români, au luptat alături de ei, ca apoi ei să ne anexeze Basarabia. În războiul ruso-turc la sfârșitul din 1879, iarăși ne-a luat altă parte a Bucovinei, a partea de sud a Basarabiei și Basarabia întregime. În 1915, fiind iarăși aliați, ostașii noștri ruși, români, se aflau în aceleași tranșee în primul război mondial, ca în acel conflict să lipsească România mare de tezaurul, de bogățiile ei istorice. În 1940 am fost atacați iarăși mișelește. Războiul 2 mondial nu l-a început România, dar l-a început Rusia cu Germania fascistă, cu Hitler, adoptând pactul Ribbentrop-Molotov. Anume ei ne-au atacat mișelește. Anume ei ne-au ocupat iarăși și până acum, Dombelescu, nu 25 de ani, armata 14 se află în Transnistria, dar din 40, dar din 1812 suntem destrămați. Am fost anexat precum este anexată astăzi Crimeea, cum este anexat, cum se duc luptele în Donetsk, în Donbas. Uitați-vă, parcă suntem creștini ortodoxi, parcă suntem frați într-un Hristos, însă războiul din Ucraina deja au adus peste 14.000 de ostași ucraineni, zeci și zeci de mii de cetățeni care sunt fugari în propria țară. Și de aceea noi spunem da Rusiei democratice, da Rusiei creștine, ortodoxe, dar spunem nu Rusiei imperialiste, nu Rusiei agresoare, nu Rusiei care ne atacă permanent democrația în Republica Moldova. Mulțumesc! Vă mulțumesc frumos, domnule Cosoban. Alături de noi este și domnul Vasile Sinegur, cel care a fost amendat pe nedrept pe 9 mai pentru faptul că a venit cu o simplă pancartă în stradă, cel care a primit o amendă de 1000 de lei și, virgulă, o chemare în instanța de judecată. Uite, asta se întâmplă atunci când îți permiți să nu fii de acord cu ei.
Atunci când cineva nu este de acord cu noi, nu se întâmplă absolut nimic, deși am fost înjurați și în mod verbal și în mod demonstrativ, obscen, în stradă, nimeni nu a fost tras la răspundere și nimeni nu va fi tras la răspundere. Din păcate, atunci când omul vine, veniți vă rog mai aproape, cu o simplă pancartă și nu prezintă niciun pericol, patru oameni se implică pentru a-l anihila. Unul bagă florile în cameră, unul îi smulge pancarta și alți doi îl apucă de gât și îl vâră în mașina de poliție. Nu asta este ceea ce ne dorim noi, nu asta înseamnă libertate de exprimare și de asta, profitând de ocazie că suntem aici și sunt foarte mulți reprezentanți mass media, vă așteptăm să veniți în instanța de judecată, să filmați și să vedeți cum se judecă astfel de dosare, cum se tărăgânează ani de zile în mod absolut neîntemeiat un caz care este simplu ca bună ziua. Este evident că este un drept fundamental de libertate de exprimare, de acces în spațiu public, dar durează un an de zile. Și atunci apare întrebarea, dar la furtul miliardului, câte secole o să dureze această judecată, dacă la o simplă manifestație în stradă durează ani de zile? Domnul Vasile, vreți să spuneți câteva cuvinte? Bună ziua! Ați văzut cum am fost eu atacat pe 9 mai de poliția de pe loc. Am arătat așa un banner așa și ne-am exprimat părerea mea. Dar m-am ales cu amendă de 1000 de lei, prin judecăți, nu văd dreptate la noi. Eu consider că poliția e încă în epoca primitivă, încă dorm. Patrioții în toate statele lumii nu se vând, patrioții. Dar din păcate în Republica Moldova patrioții sunt vânduți la minorități. De unde se trage toată boala asta a noastră? Se trage boala noastră, se trage de sus, de la cap. Asta înseamnă că de la părinți, de la parlament, de la președinte, de la prim-ministru se trage. Ia văd, nu văd patriotism, văd vânzare, trădare și transnistria le un cu bani și ia vând pământuri, vând patrioților și iaca. Și mă frământ tare treaba asta, ci noi am rămas fără pământuri la Ucraina, au Ungaria, când a fost Imperiul Austro-Ungar, poporul nostru erau în col vârâți. Asta e durere și nu se uite. Da, aici la nți care consideră că numai trebuie să treacă mâncarea pe întâns și asta ia să greșesc. Noi trebuie să luptăm să aducem pământurile acasă. Că aici sunt noastre, nu trebuie să cedăm la pământurile noastre. Asta e. Noi le-am arătat la balaurul din Uniunea Sovietică, totuși noi a să ne adunăm, a să ne întărim și a să-i tăiem capul și a să-l lichidăm de fața lui. El este un dăunător a societății, care face numai rău. Ia ca să consider eu. Burebista au fost regele noștri, cel mai puternic rege din toți regele noștri. Ia ca să. Și l-am avut și pe Ștefan cel Mare, și pe Decebal, dar Burebista el a ținut pământurile noastre, până aproape de Grecia, până aproape de sub Ungaria, sub Italia. Burebista este un om care nu cerează, care n-a cedat. Și noi cerem, da, regele, da, și noi cerem că cum noi ne gândim că totuși noi să ne unim, totuși noi să ne întărim în putere și să luptăm și să învingem diavolul rus. Cine? Noi. Eu pe care suntem toți aici, care doare de unul altul, care doare și noi să aducem înapoi ce am pierdut. Dacă dușmanii noștri ne-au spus să nu ne unim, înseamnă că noi trebuie să ne unim și aceste lucruri nu ne aparțin nouă, nu aparțin unui partid, nu aparțin unei asociații obștești. Aceste lucruri sunt o valoare națională și datoria noastră este să reîntregim ceea ce pactul Ribbentrop-Molotov a despărțit, și anume cele două state românești, oamenii de aceeași etnie, oamenii de aceeași limbă, oamenii de aceeași cultură, pentru că moldovenii, oltenii, ardelenii, bănățenii, transilvanenii, toți împreună fac parte din același popor, din poporul român, și misiunea noastră dintotdeauna a fost să fim uniți. De asta s-a implicat România în al doilea război mondial, de asta s-au tras toate nevoile și toate problemele pe acest meleag, pe acest plai. Așa cum obișnuim întotdeauna, aș vrea să scandăm împreună cu colegii câteva lozinci. Ivan, idi da moi! Ivan, idi da moi! Ivan, idi da moi! Ivan, idi da moi! Ivan, idi da moi!
Ivan, иди домой! Иван, иди домой! Иван, иди домой! Putin Vova, ia-ți armata din Moldova! 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 Putin, nu uita, Basarabia nu e a ta! 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 Și mesajul central al acestui eveniment, armata rusă afară! 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 Așa cum obișnuim în fiecare an, venim în fața ambasadei Federației Ruse pentru a transmite un mesaj pașnic, cult, un mesaj democratic, că vrem să avem relații bune cu Federația Rusă, dar nici de cum nu relații bazate pe ocupație militară și pe război. Cerem ca întotdeauna retragerea armatei Federației Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Suntem împotriva oricăror conflicte militare, oricăror războaie între noi. Noi nu atacăm Federația Rusă și nu înțelegem de ce Federația Rusă ne atacă pe noi. Dacă armatele unor state sunt create pentru a apăra teritoriul statului, cum se face că soldații ruși au ajuns tocmai până aici? Ori, altminteri, noi nu i-am atacat pe ei absolut deloc. Vreau să menționez că toți acești tineri, toți participanții la întrunire știu foarte bine pentru ce au venit. Știu foarte bine care este mesajul acestei întruniri. Spre deosebire de uneltele Moscovei, care fac manifestații cu mii de oameni, profitând de situația financiară precară a acestor cetățeni, cumpărându-i cu bani, manipulându-i prin televiziuni și participând de fapt la sărăcirea lor, ori acest laundromat și furt al miliardului s-a făcut prin intermediul băncilor din Federația Rusă, cu sprijinul Federației Ruse, ori embargourile și gazul pe care și resursele petroliere, gazul, resursele energetice pe care le cumpărăm noi, sunt cumpărate tot din Federația Rusă la un preț exorbitant comparativ cu prețul mediu pe piață. Ops, pardon. Regretabilă absența unei poziții clare din partea clasei politice de la Chișinău. Cel mai probabil, ca să nu spun sigur, aceștia sunt în cârdășie cu forțele de ordine separatiste și sunt câteva probe în acest sens. 1. Noi cumpărăm gazul de la Cuciurgan la un preț mult mai mare, deși am putea urgenta construcția gazoductului Iași-Ungheni și în sfârșit să fim independenți și să nu mai fim șantajabili. 2. Transnistria, regiunea aceasta transnistriană, separatistă, pe care noi nu recunoaștem, exportă mărfurile produse pe teritoriul lor cu ștampile emise, cu ștampile vamale emise de Republica Moldova. Nu există nicio insistență ca să avem cel puțin poliție și asistență medicală pe teritoriul transnistrian. Asta înseamnă că statul Republica Moldova nu își onorează obligațiunile și datoria față de cetățenii Republicii Moldova aflați în stânga Nistrului, care au tot dreptul la apărare, la justiție, la medicină, la educație și la libertate de exprimare. Ori noi, ca unioniști, nu putem să mergem acolo pentru că viața și siguranța noastră este pusă în pericol. Mai mult ar spune că armata 14 are un rol pacificator. Eu vreau să vă întreb, câte microbuze de linie există între Chișinău și Tiraspol și câți oameni sunt tăieți și omorâți atunci când urcă sau ies din aceste microbuze? Nu există un conflict, este unul inventat.
există microbus Chișinău-Tirascu. Niciodată nimeni nu stă cu cuțitul băgat în sân și spune: a, transnistrean, na. Nu există așa ceva. Deci este un conflict inventat, este un conflict folosit drept pretext pentru a ocupa o bucată de teritoriu. Am fost în Transnistria, am fost la Molovata, la Nistru, nu există nicio problemă, vorbim foarte bine în limba română sau în limba rusă, ne înțelegem de minune, oamenii vor pace, vor liniște, vor bunăstare. Cei care vin cu armate, cu armată și cu automate, Kalashnikov, aceia sunt care vor război. Noi nu vrem război. Referitor la acest port, două zile va sta aici, ce da. Port? Da, astăzi și mâine, doar un moment. Acest cort va fi amplasat două zile, astăzi și mâine, pentru ca majoritatea cetățenilor din Republica Moldova care locuiesc în municipiul Chișinău să aibă ocazia să vadă aceste mesaje, să le înțeleagă. Este vorba despre o imagine a unui transportor metalic din Republica Moldova pe care scrie armata rusă afară. Este vorba despre Putin cu mâinile în sânge atunci când dă indicația ca trupele Federației Ruse să atace Ucraina. Este vorba despre o hartă schematică cu toate regiunile din acest spațiu care au fost ocupate. Și este vorba despre un deținut politic de Federația Rusă care, ca întotdeauna, este victima acestui regim putinist. Cumva să apelați la ambasadă, nu știu. Pentru ce? Soare, ceva. Nu are anunțați spre cei că iată... Nu are niciun rost, am încercat să facem acest lucru de nenumărate ori în anii precedenți. Aceștia nu au cum să ne răspundă, nu au ce să facă, ei știu foarte clar ce trebuie să facă. Deci, unul la mână, să nu mai avem armată de ocupație. Nu există o necesitate să ne apere sau să fim apărați de cineva. Nu ne vom ataca și nu ne atacăm deja de 25 de ani. Și credeți-mă, nu pentru că acolo este armată. Și pentru că oamenii din Republica Moldova sunt culți. Așteptăm astăzi și mâine aici, la cortul nostru, de fața ambasadei.